în care îmi găsesc toată plăcerea. Când și-a început lucrarea, Domnul Iisus era cam la vârsta de 30 de ani. Plin de Duhul Sfânt, el s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea. Diavolul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să se facă pâine. Este scris: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt și a arătat toate împărățiile pământului. Ție îți voi da stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Toată va fi a ta dacă te vei închina mie. Este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim și l-a așezat pe streașina templului. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci e scris: el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Scriptura spune: să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.